Slatina are nevoie de mult timp de o sală polivalentă. Investiția demarată în 2009 de primăria Slatina și preluată în urmă cu 5 ani de Compania Națională de Investiții este departe de a fi finalizată. De aproape un an, lucrările au stagnat, firma care s-a angajat să ducă la bun sfârșit investiția intrând în insolvență. În vederea găsirii unei soluții, administrația locală a făcut numeroase demersuri și continuă să caute o rezolvare pentru această problemă. Din păcate, în momentul de față va trebui să facem aceste remedieri pe cheltuială proprie, conform expertizei realizate în primă instanță, după care sperăm ca la apel să ni se dea din nou câștig de cauză și să reușim să executăm constructorul pentru prejudiciu creat. Ce prejudiciu? Din expertiză a rezultat un prejudiciu de aproximativ 120.000 de lei fără TVA. Se pot desfășura, dar cu dificultate. E singura lucrare de amploare desfășurată în care s-au constatat prejudicii ca urmare a lucrărilor prost făcute? Noi am avut o discuție cu expertul respectiv, am avut o discuție cu proiectantul ca să ne asigurăm că n-a fost o greșeală de proiectare. Că, din păcate, materialele folosite de către constructor au lăsat de dorit, chiar și modul de realizare. Condițiile meteo nefavorabile au făcut ca aceste lucruri să se întâmple. Nu trebuia să se întâmple, v-am zis, este în perioada de garanție, luăm toate măsurile legale pentru a-l remedia. În cel mai scurt timp vom face procedura pentru atribuirea acestui contract pe buget local. Se vor face remedierile necesare, după care, v-am zis, trebuie să recuperăm banii de la cel vinovat. Era o problemă acolo și în privința asigurării căldurii. Ce se va întâmpla? Pentru că în condițiile în care o clădire este neîncălzită pe timpul iernii, mai ales în condiții foarte grele, există riscul de deteriorare. Da. Problema a fost în felul următor. În paralel cu execuția, trebuia să meargă și partea de alimentare, pentru că era nevoie de curent trifazic la acea locație pentru a putea suporta întregul consum. Din păcate, în momentul în care s-a făcut studiul de soluție, s-a descoperit necesitatea devierii unor cabluri din spatele curții primăriei, lucru care a fost strict în ograda celor de la CEZ, care a durat mai mult decât noi ne așteptam, adică aproximativ un an de zile efectiv de la studii până la execuție. În momentul de față totul este executat, avem puterea necesară, rămâne decât să contractăm o firmă specializată pentru punerea în funcțiune acestui sistem de ventilație. Nu vom face acest lucru până nu vom face remedierile necesare, pentru că asta este logica pe care noi mergem. Deci s-a construit fără sistem de încălzire? Nu, s-a făcut toată instalația, decât că nu era puterea instalată. Puterea instalată existentă la cinema nu putea suporta întregul consum. Era un consum foarte mare pentru că totul este pe electric. Despre sala polivalentă, din păcate, nu. Lucrurile stagnează. În perioada imediat următoare, că am convenit cu domnul primar să facem o vizită la CNI, să vedem exact care este stadiul și de ce nu se iau măsuri cu acest constructor. E același constructor. CNI-ul a preluat acest contract de la noi cu mențiunea cofinanțării pe care noi, repet, am achitat-o integral. Sala polivalentă de la Slatina este o investiție de 53 de milioane de lei. Ea este prevăzută cu o capacitate de 3.000 de locuri și o serie de spații comerciale și săli de conferințe și birouri administrative. Investiția mai prevede o parcare de 120 de locuri, dar și amenajarea unei platforme de peste 1.000 de metri pătrați, unde vor fi organizate concerte în aer liber.